Bună ziua, bine v-am găsit. Faceți parte din categoria analiștilor care sunt de aceeași părere? Vom avea parte de o nouă criză economică? Suntem deja într-o criză economică, e o certitudine acest lucru. Dovadă datele de la Institutul Național de Statistică, care ne arată că după primele 6 luni, economia României creștea cu doar 0,1%. Iar principalele ramuri economice, pornind de la producție industrială, la comerț, la industria IT&T, la agricultură, toate erau pe minus față de aceeași perioadă din anul trecut. Ei, în aceste condiții, bineînțeles, există deja o criză economică, mascată, bineînțeles, de inflație, pentru că, da, vedem cifre de afaceri mai mari la multe companii, dar asta nu înseamnă că o duc mai bine. Iar dacă vă uitați la știrile apărute în presă în ultima vreme legate de situația din marile companii, inclusiv din România, veți vedea că toată lumea dă oameni afară. Au început să facă restructurări, da. Deci reorganizează activitățile pe fundul scăderii vânzărilor. Asta este cea mai mare problemă în momentul de față. Vânzările scad cam în toate domeniile de activitate, pentru că, pe de o parte, oamenii nu mai au bani, sunt secătuiți de inflația asta cea mai mare din Europa pentru a 7 luni la rând, iar, pe de altă parte, creditul furnizor, principala modalitate prin care firmele românești se finanțează, practic, eu îți dau marfă și tu mă plătești la 3-4 luni fără dobândă, ei nu prea mai funcționează, nimeni nu prea mai face credit furnizor în momentul de față, de teamă că va exista o contagiune din prisma insolvențelor, falimentelor care vor urma. Ei, e o situație gravă, suntem într-o situație gravă, dar nu e capăt de lume, nu este apocalipsa financiară, nu e despre care vorbesc politicienii, nu ne așteaptă o situație mai gravă decât este cea din prezent. Probabil vom merge pe aceeași stagnare economică despre care eu vă vorbeam chiar la dumneavoastră la Prima News încă de acum 2 ani de zile, spunem că ne îndreptăm spre o stagflație, pentru că asta înseamnă această stagnare economică. Stagflație, definiția ei, înseamnă practic stagnarea economică și continuarea creșterilor prețurilor. Asta se întâmplă în România în momentul de față, iar această lâncezeală, ca să zic așa, economică, va dura probabil 2 ani de acum încolo, mai cu seamă că ne așteaptă, din păcate, în perspectiva orizontului următorilor 2 ani, crește de taxe, crește de impozite, o fiscalitate mai dură decât cea din prezent. Domnule Negrescu, și nu cumva ne dă planurile peste cap în privința angajamentului pe care ni l-am luat în fața Comisiei Europene? Până la urmă putem vorbi despre faptul că economia noastră este fragilă și orice criză, orice mic lucru ar putea să o deraieze așa de pe șine? Ne-am asumat reducerea deficitului în 7 ani. Noi presupunem că vrem să colectăm mai mulți bani, însă dacă economia va stagna... Hai să spunem în primul rând că față de criza precedentă stăm mult mai bine din punct de vedere economic. Marea majoritate a companiilor și-au învățat lecțiile crizei, au învățat lecțiile pandemiei și s-au pregătit practic pentru această situație care ne aflăm și în care ne adâncim din punct de vedere economic. Această scădere puternică a vânzărilor, a consumului, a apetitului pentru business. Așa că suntem oarecum pregătiți. Încă de anul trecut toți lansez studii despre faptul că multe companii se restructurează și reorganizează afacerile. Dacă vă uitați inclusiv pe rafturile magazinelor, veți vedea că sunt din ce în ce mai puține produse. Știți de ce? Pentru că inclusiv femeile care vindeau înainte deci de tipuri de napolitane, ca să zic așa, și-au redus practic numărul acestor produse la o gamă mai scurtă, mai ieftină, în așa fel încât să poată să facă vânzări. Produsele de calitate, produsele mai sofisticate pe care le vedeam acum 3-4 ani de zile pe raftele magazinului, au început să dispară, pentru că nu mai sunt vandabile, nu le mai cumpără lumea, având în vedere puterea financiară scăzută. Ei, în toată această situație, într-adevăr, se pune problema ce facem cu statul român și dacă și ne interesează ce face statul român, pentru că statul român, când are o problemă financiară, cum este gaura asta uriașă la buget de peste 80 de miliarde de lei în momentul de față și care s-ar putea duce pe 25 de miliarde de euro până la finele anului, ei, asta va trebui plătită. Și cum se va plăti? Ori din teren de cheltuieli, ori din vânzarea unor companii de stat pe bursă, ori din creșterea de taxe și impozite. Politicienii ne spun că nu vor crește taxele și impozite, deci ne rămân celelalte două variante. O scădere a cheltuielilor, împrumuturi mai mari și vânzări pe piața de capital a unor firme de stat. Ei, dintre toate acestea, ghiciți care a ales-o din punctul de vedere în momentul de față guvernul, chiar astăzi în ședința de guvern se vorbește, atenție, de creșterea limitei de îndatorare a României peste 53% din PIB. Altfel spus, ne vom împrumuta în continuare din ce în ce mai mult pentru a avea cu ce să plătim toate aceste facturi. Da, pentru că au promis că nu vor crește taxele și impozitele.
Au promis că nu vor crește taxele și impozitele, dar până la urmă aceste împrumuturi pe care statul român le face în numele nostru, nu tot noi trebuie să-l dăm înapoi? Se vor întoarce, bineînțeles, în taxe și impozite mai mari, poate nu de anul viitor, poate de la 1 ianuarie 2026, când știm sigur un lucru pentru telespectatorii care ne urmăresc în momentul de față. Vor crește de 3 sau chiar de 4 ori taxele pe proprietate, taxele pe apartament, de exemplu, pentru că se va introduce acel sistem e-proprietatea, care va calcula taxa de proprietate în funcție nu de suprafața apartamentului în care locuiți, ci în funcție de valoarea de piață. Iar dacă stați, de exemplu, într-un oraș mai mare, un apartament din centru valorează în momentul de față 80, 90, 100.000 de euro. Știți ce înseamnă? Înseamnă că taxa va ajunge să fie de 3 ori mai mare decât plătește în momentul de față. Asta dincolo de celelalte taxe pe consum, care vedem că cresc. Chiar astăzi guvernul discută o creștere a accizei la bere și nu mai leagă de inflație, pentru că știți, s-au prins că inflația va scădea în anii viitori, o leagă de un calendar de scumpiri care ia în calcul alte variabile. Altfel spus, și berea va deveni mai scumpă, cum au devenit sucurile, băuturile locoritoare și chiar și apa minerală. Spuneam la dumneavoastră la prima news anul trecut că vom ajunge să bem mai multă apă de la robinet decât apă minerală și sucuri carbogazoase, pentru că la cât vor crește taxele nu va mai fi fezabil să cumpere o sticlă de suc. Am ajuns în situația asta și din păcate s-ar putea și ca și cu berea să întâmple același lucru, să devină un produs de lux pentru majoritatea românilor, similar cu țigările, pentru că și țigările, să nu uităm, s-au scumpit foarte mult în ultima vreme. Ce se întâmplă totuși? Spuneați că dacă nu de la anul, de anul viitor, s-a tot discutat despre creșterea cotei unice de la 10 la 16%, TVA-ul iar la fel crescut cu încă 2%, să ajungă undeva la 21%. Este o realitate? Asta ne așteaptă? Nu cred că le vor crește de anul viitor, pentru că ar fi un șoc mult prea puternic pentru economie și ar duce, practic, economia într-o recesiune puternică peste nivelul ăsta de reziliență, de lâncezeală economică, de care vă spuneam că caracterizează în momentul de față economia românească. Ei, nu vor crește taxele, dar vor continua să pună gaz pe focul inflației, adică prin inflație, prin creșterile de prețuri, care sunt în continuare cele mai mari din Europa și probabil vor fi și anul viitor la fel, ne vor lua mai mulți bani din buzunar. Orice creștere de preț ne afectează, indiferent că vorbim de produse alimentare, de servicii, de transport, de carburanți, de orice ce consumăm noi. Deci vor merge în continuare pe ideea de a menține inflația la un nivel ridicat prin creșteri artificiale sau mențineri artificiale de prețuri, mai ales la energie, gaze și chiar și la alimente, că văd că și acolo se dorește o plafonare a adaosului care nu va face altceva decât să ducă la scumpiri. Iar pe de altă parte, se vor împrumuta din ce în ce mai mult. Să nu uităm că anul ăsta statul român a împrumutat vreo 40 de miliarde de euro, cât mai mult decât toți banii din PNRR, da? Și anul viitor probabil să ne ducem spre 60 de miliarde de euro împrumuturi publice. Ei, în aceste condiții, 2026 cred că va fi anul cel mai dificil din punct de vedere economic pentru majoritatea românilor. 2025 va fi un an de tranziție, ca să zic așa, în care cam toată lumea speră să vadă efectele acestor e-transport, e-TVA, e-factură, să aducă mai mulți bani la buget, iar dacă nu vor aduce banii respectivi, din păcate vom ajunge la creștere de taxe. Ce se întâmplă totuși cu acest target de 7 ani pe care ni l-am asumat în aceste condiții, când tot ne împrumutăm? Este până la urmă real această variantă că vom reuși să scădem acest deficit? O pot face. Până la urmă, planul domnului Boloș se bazează pe împrumuturi. Deci deja ei, în acest plan de reducere a deficitului bugetar pe următorii șapte ani, prevăd o creștere a datoriei publice de peste 60% față de 52% în momentul de față. Deci se vor împrumuta din ce în ce mai mult pentru a acoperi deficitul bugetar. Ei, în aceste condiții, bineînțeles că taxele vor crește în anii viitor, nu știm cu cât și în ce condiții, dar cert este că vor crește pentru a acoperi toate aceste împrumuturi din ce în ce mai mari ale statului român. Gândiți-vă că numai anul ăsta, până în momentul în care vorbim noi acum, statul a plătit numai dobânzi la creditele luate de 35 de miliarde de lei, adică 7 miliarde de euro. Adică ne adâncim în datorii, suntem cu o familie care se împrumută din ce în ce mai mult și la un moment dat va trebui să vândă din casă ca să aibă cu ce să plătească sau să își mai ia un job. Dacă familie își permite să mai ia un job sau să găsească alte soluții, noi, pe lângă faptul că vom vinde din firmele de stat pentru că nu avem altă soluție, va trebui să creștem taxele ca să avem cu ce să plătim datoriile astea. Iar în perspectiva următorilor 7 ani, e doar o culegere de bună intenție planul domnului Boloș, pentru că
nu reflectă neapărat realitatea economică. Mi sunt decât acolo niște cifre care, din punctul meu de vedere, prinzează ridicolul. Niște creșteri de încasări de peste 2% din PIB la impozitul pe venit anul viitor și tot la fel de vreo 2-3% din PIB din TVA în anul care urmează. Asta înseamnă că economia se zduduie anul viitor, iar în 2026 se reveni cu o creștere economică foarte mare pentru a îndeplini, a se ridica la așteptările. Asta spun, ceea ce nu ar avea cum să se întâmple, că așa pe hârtie sună totul foarte bine. Eu cred că l-au făcut doar să scape de această corvoadă legată de deficitul bugetar, pur și simplu au luat cât avem, 7 ani. Bun, la cât trebuie să ajungem cu deficitul? Exact. La 2,9. Păi hai să întoarcem invers deficitul care l-avem acum încolo, îl împărțim pe anii care urmează, după aceea punem niște cifre frumos, arate bine și poate ne convingem Comisia Europeană că ne vom ține de plan, că vin alegerile, până la urmă urmești, nimeni nu și-ar dori un diferend, un scandal cu Comisia Europeană, o blocare de fonduri europene, cum de altfel se întâmplă. Cu siguranță, și așa am avut un scandal cu, iată, suspendarea 1,1 miliarde de euro. Nu i-am pierdut, dar sunt suspendați și momentan nu ne putem folosi de ei. Mulțumesc, domnule. Planul ăsta e extrem de important, dar știți de ce? Pentru percepția României în ochii investitorilor, pentru că dacă nu aveam această viză de bună purtare din partea Comisiei Europene, era probabil ca de la 1 ianuarie, după alegeri, agențiile de rating să downgradeze România la categoria de junk, adică la economie în care nu merită, este riscant să investești. Asta a afectat puternic investițiile pe termen mediu și lung. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție, domnule Negrescu.